Am onoarea să-ți cer... Îngerașule! Evoluțiile fiicii! Bucure! Nici nu știi cât mi-am dorit asta! A fost dorința mea din totdeauna! Dacă ai fi fost pe clasă, nu știi cât sunt de fericit! Așa de fericit! Mi-am dorit asta din totdeauna, să vă dea Dumnezeu la multă bună înțelegere, sănătate și așa mai departe! Dar ce-am cremit eu ca un tot? Am o cremenie de bucurie zău, așa! Trebuie să cred pe Natalia și mă întorc în dat. Stai! Mi-a dat de frâie. Mă pot iubi pe care să mă iubi? Băi, un băiat care a dus în stare și că nu vrea, cred că e drăgoși să-l ulea. Mă întorc în dat. Strașii mai ai fi fi. S-a de aici. Lucrul cel mai cât seama e că trebuie să mă hotărăsc. Dacă mă tot codesc și îmi pierd de mai putin să-mi cadă o dragoste mare sau o femeie ideală, nu mă mai știu. Matele astea, pa, mă, Matele astea, pa, Natalia Stepanovna! Natalia Stepanovna, mai stai, te gospodină. Tu învățată de lucru, ce mai stai? În primul rând, trebuie să mă. Am învățat un zărțit, cum s-a zis, fiind. Leani, în al doilea rând, am fiind nevoie de viața așezată, definitiv. Sunt bolnav de inimă. Am mâncat la față. De când acum? Îmi tremură buzele și se la cât la față. Mai rău sau cu somn. Abia m-am pus în pat. Și mă, nu mă trebuie să-mi stea asta, să ne vedem în dreptul. Nu mă țin cap. Să umblă cu tumbul pe o taie, mă liniște. Mă așezeam, abia îți pești. Și ha! Așa de două ori trebuie la mână. Ivan Vasilevici, tata mea, ajută-te, vezi că am venit negustor după niște mari. Bună ziua! Bună ziua, Natalia Stepanovna! Da, bine, bine. Iată-mă că sunt cu șorcul și în rochii de casă, tocmai e curățat și de margine pentru festivul, dar... Cine mai dat atâta vreme pe la noi? Da, stai, dacă mă lăsă, tu ceva. Nu, am mulțumesc, am mâncat. Poți sta acolo, ai zis-o ceva. Nu. Minunată vreme, știi, dacă era plouat așa că ați apăsat toată ziunica degeaba. E doar dacă de gândam după bine, toate îi spus dacă o punea și câtă mai bine. E comedie, dar nu cumva te duc la aval. Nu doar așa, știi, nu știu cum mai comun. Dar ce crede că ați asta abilitare? Vezi, stimată, Natalia Stepanovna? Am venit să... Am venit să te rog să mă ascult. Probabil că să te miri și poate chiar că să te ieși în stupe. Dar iată, mă sunt dragi de mine. Dar ce-i vorba? Spune! După cum știu, eu am onoarea să cunosc familia Zuntale, de când era mult mic copil. Răposata n-am mătut și că și bărbatul de care trebuie voie să fie moștenie pământul, au avut întotdeauna cea mai mare stimă pentru tată în Zuntale și pentru răposata, pentru Zuntale mamă. Întotdeauna legăturile din neamul lomodelor și la ciubucorilor au fost cele mai prezente și am putut să chiar frățești. După cum știi și până și pământul, poiana boilor a mea se vecinează cu mistecheni și cu Dumitale. Iată-mă că te întreb, dar ai spus poiana boilor a mea, dar oare poiana aia Dumitale? A mea. Poftim, poiana boilor a noastră, nu a Dumitale. Nu, Natalia, este poiana mea, greșit. Asta e pentru mine o noutate. De unde s-a făcut poiana a Dumitale? Cum de unde? Eu zic de plinul dintre mlaci din arță și mestecănișul din Italia. E puțin asta este poate, dar este a noastră. Nu, Natalia Stepanovna, atenție. Unica mătușii mi-a dat pământul în folosință premenică și fără să prinde vreo plată, dar n-a luat cu utilitatea din Italia. Săranii s-au folosit de pământ vreme de vreo 40 de ani și s-au depins să o socotească lor. Da, când a ieșit legea... Și bunicul și străbunicul nu o socoteau că pământul lor se întinde până la mraș din asta. De aici vrei să automat că și poate tot a noastră era. Nu înțeleg ce lucru se mai poate încăpea aici. Nu, Natalia Stepanovna, nu înțeleg. Eu zic de clinul dintre blașii noastre și începem cu Da, asta este poanda, dar este a noastră!
Am să te arăt altfel. Ei, nu-ți dă, dumneata, oricum Dumnezeu vrei să mă necăjești. La una ca asta chiar nu mă așteptam. Stăpâniți pământul de aproape 300 de ani și deodată vin dumneata și te facă pământul lui, dar nostru. Iartă-mă, Ivan Vasilevici, dar asta cu tare de prin vecetă și că nu este. După mine, să știi, că asta este curată o prăznicie. Eu nu țin la coana aia, dar dacă vrei să știi, ceea ce mă deranjează pe mine, este de dreptatea, pe care nu mă pot suferi. Dacă ție-ți face de trebuință, Poiana, te dorim. Dacă vrei să știi, de dorul să pot dori eu, că doar a mea este. Afacerea asta este cel puțin ciudată. Până acum te-am considerat un vecin așa de bun, un prieten. Acum un an ți-am dat pasota noastră, dar m-a ajuns cu tăieratul până în noiembrie. Dar te pot suna, te așa cum te port acum. Doamne, îmi dăruiești mie pământul meu? Ce e asta? Va să zic că după părerea de mutare, zic unul după patru. Toți s-au renunțat în asta pe mea, m-a dus pe unul nimănui cu japa și n-am să las pe nimeni să mă binevățesc în așa ceva. Păi înapoi, vrea mea și gata. Păi este a noastră, lasă că vă vedeți eu. Chiar astăzi am să zâmbi costași acolo. Cum? Da, costașii mei au să fie astăzi acolo. Eu de ce am făcut? Ei, nu mai stăpâne. Păi înapoi, vrea mea, înțelegi dumneata, ea mea. Este a noastră. Păi ea mea. Las, îmi ai dovedit eu 20 de până 15 costume, poana noastră și pace. Păi ea mea. Este a noastră. Păi mea. Păi aia e noastră, puișor. Dar de când mă ți-a dat de venit adunat? Dumnezeu îi dau mă pus la una ta. Dă-mi voie să spun. Bunica mă cușii mele, dacă mă pună folosită, doi minute și fără să pretindă vreo plan, este aia bunicului de mitare. Și s-au acelui de vreme de vreo 40 ani, de ani pe pământ și când a ieșit legea. Puișor. Dă-mi voie. Uite ce. Uiți tocmai faptul că dacă Poiana a fost a bunicii dumneavoastră și a muncit țăranii gratis pe ea, asta pentru că pe atunci era o mare ceartă pentru Poiana. Și așa mai departe. Acum, până și câinii, da, până și câinii știu că Poiana noastră. Ce înseamnă că dumneata nici n-ai văzut planul? Ba să te dovedesc. Mai ce să dovedesc, drăguță? Ba să te dovedesc! Deci arăți așa, drăguță? Cu răfletele nu dovedești nimic. Uite ce. Dacă am ajuns până aici de gând să pui în discuție Poiana Băilor și așa mai departe, mai bine o doresc țăranilor de cât mă, iată așa. Dar de unde ți-ai dumneata trebuie să dorești proprietatea altuia? Lasă, știu eu mai bine dacă am dreptul sau nu am dreptul. Uite ce, eu prea sunt obișnuit ca oameni să vorbească pe un tot ca asta și așa mai departe. Și de aceea te-aș ruga când vorbești tu e să nu răcnești. Nu, tot nu crezi chiar așa prost să râzi de mine. Pământul meu, deci chiar din Italia. Și pe deasupra, ai mea vreau să iau și nepăsător, să vorbesc cu dumneavoastră omenești. Ștefan, Ștefan, nu vei ține mult să facă așa. Dumneavoastră ești uzurpator. Cum? Cum ai spus? Tată, nu fii de-ați dată cosași la paia la boilă. Ce spune ai, dragă, domnule Adineaur? Ce spune ai, Adineaur? Paia mea noastră și de la mici moartă. Ba asta am să vă arăt eu, în fața judecății. Auzi, la mea, în fața judecății. Las că te știu eu pe dumneata. Stai toată ziua și pândești prin ești să te judești cu alții pentru pământ și așa mai departe. Ești un cârciugar. Tot neamul vostru al omorilor a fost un neam de cârciugar și așa. Tot. Dar nu-ți faci din omorilor, să nu se iei neamul meu. Toți din neamul omorilor au fost oameni ce-i zic și înapoi. Unul printre ei care ți-a fost dat în judecată pentru delapidare. Ca oricât dumitale. Toți din neamul dumitale al omorilor au fost niște oameni smintiți. Da, toți știți. Da, toți. Voi ne cum dumitale pe arde stinge? Iar voi, mătușica, mai bine! Natasia sau cum o cheamă pe mătușa dumitale, era la fugit cu un arhitect și așa mai departe. Bă, 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 dumitale, mă, bă, bă! Tatăl dumitale era o cartofos, nu mă zic eu! Le-am bătut să o mărbitoare, mai lasă că te-ai sunat! Mai rău, dacă aia! Nu mai este pe pentru nimeni, că n-ai nimeni.